Te salut și spun bine ai venit la un nou live din cadrul celei de-a 16-a zi a provocării unei cărți citite în fiecare zi. Suntem în prima zi din a doua jumătate, putem privi și din acest punct de vedere provocarea. Și astăzi am simțit să încep acea serie de 10 volume, căreia i-am postat o fotografie pe Facebook, care se numește Cedrii Sunători ai Rusiei și am început, desigur, cu începutul, și anume cu cartea întâi, a cărei titlu este Anastasia. Chiar dacă textul tinde să intre în zona de beletristică, mi-am salvat totuși câteva lucruri aici, destul de multe pentru o carte de acest gen, lucruri pe care le voi împărtăși cu tine. Și pe lângă aceste citate extrase, îți voi mai povesti și o anumită experiență de-a mea personală, care s-ar putea să te intrige, s-ar putea să nu te intrige, însă eu simt că este de datoria mea să o împărtășesc cu tine, fiindcă este una dintre experiențele remarcabile din această serie a zilelor în care m-am autoprovocat să citesc o carte pe zi. O să vezi că am experimentat ceva interesant în timp ce citeam această carte, dar mai întâi o să te invit să parcurgem citatele și la final îți spun ce anume am experimentat. Primul citat. În realitate, de la omul care iubește, sunt emise unde luminoase invizibile. Iubirea puternică a unui om va fi perceptibilă în egală măsură chiar dacă acesta nu se află în vecinătate. Cu ajutorul acestui sentiment, înțelegându-i natura, se pot face minuni. Omul care este sub efectul iubirii emite o radiație. Acesta este un citat scurt pe care Anastasia îl spune lui Vladimir Megre, autorul cărții. Seria se numește Cedrii Sunători ai Rusiei și Vladimir Megre spune că cedrul este evocat în Biblie de 42 de ori. Și acesta este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit, fiindcă spune Vladimir Megre că Anastasia l-a învățat cum că cedrii au puteri vindecătoare. Da, să vedem ce mi-a mai salvat aici. Încă de la început, lumea a fost creată în așa fel încât omul să nu fie constrâns să-și irosească energia gândirii pentru a căuta hrana. Și acest aspect l-am subliniat, fiindcă în ultima vreme mi se pare că au apărut tot mai multe articole în care s-a vorbit despre oameni care se hrănesc doar cu energie solară, au fost invitați la emisiuni acești oameni, da, care se hrănesc doar de la soare, fără să mănânce alimente, atunci mi s-a părut o remarcă interesantă în interiorul cărții. Vederea unui anumit vis este o ghidare conștientă a voinței omului. Acest citat l-am subliniat fiindcă mi s-a părut că Anastasia vorbește aici despre visele lucide, ceea ce noi știm sub denumirea de vise lucide. Viitorul și trecutul sunt aproape același lucru. Diferența constă în detaliile exterioare. Esența rămâne neschimbată. Acest citat mi s-a părut mie personal că face referire la faptul că noi trăim, de fapt, într-un etern prezent. La un moment dat, Vladimir o întreabă pe Anastasia ce este Dumnezeu. Există? Dacă există, de ce nu-l vede nimeni? Dumnezeu este intelectul interplanetar, este adevărul. Spune Anastasia, care a răspuns, bună seara Roxana, bine ai venit și tu la live. Și am subliniat acest citat fiindcă exact același lucru îl spune și David Hawkins în cărțile sale despre piramida conștiinței, el spune că Dumnezeu este adevărul. Și că, de exemplu, cei care nu pot folosi kinesiologia,
aceia dintre ei care nu cred în Dumnezeu, le este imposibil să folosească kinesiologia, fiindcă kinesiologia este o modalitate prin care deosebește adevărul de falsitate, iar dacă îl negi pe Dumnezeu, negi însăși adevărul. Iată că în această carte ideea a revenit, Dumnezeu este intelectul interplanetar, este adevărul. Eu pot cu ajutorul imaginației să zugrăvesc orice subiect, orice tablou, să creez cele mai neverosimile situații, luând parte eu însumi la ele, putând să le modific la bunul meu plac. Aceasta mi se pare o remarcă ce vine din conștiința omului care își dă seama că el este creatorul propriei lui realități. Da, eu pot cu ajutorul imaginației, zice Anastasia, să zugrăvesc orice subiect, orice tablou, luând parte eu însumi la ele, putând să le modific după bunul meu plac. Este exact același lucru ca și crearea de realitate conștientă. Și mă aștept și sunt curios chiar, bip, 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 însemnă, cred că l-auzi și tu pe asta, am geamul deschis, da? Da, ce spuneam aici, că sunt curios referitor la următoarele cărți din serii pe care o să le citesc, cât de clar o să fie explicată crearea de realitate, fiindcă din ce am înțeles înainte să-mi cumpăr cărțile, s-ar vorbi și despre asta. Da? Anastasia spune la un moment dat că mie mi-ar fi plăcut să mai vizitez încă o dată unul dintre orașele voastre, poate Moscova, ca să-mi dau seama cât de precisă sunt în modelarea anumitor situații din viața voastră. Deci iarăși vorbim despre crearea de realitate. Totul pe pământ, fiecare ierbușoară, fiecare gâză, a fost creat pentru om. Are un destin și o menire în slujba omului. Majoritatea plantelor medicinale este dovadă. Dar omul lumii tale știe foarte puțin pentru a se folosi de această posibilitate spre binele lui lăsată. Tu, Anastasia, citești cărți bisericești? O întreabă Vladimir. Unde și când? Parcă nu ai nicio carte, îi spune el. La care ea răspunde: eu mă folosesc de o metodă mult mai eficientă de a primi informații. Aici mi s-a părut o remarcă foarte frumoasă referitor la alimentație, ci că ce și când și în ce cantitate trebuie să mănânce omul. Nimeni nu poate răspunde mai bine decât propriul organism al fiecărui om în parte. Senzația de foame și de sete au fost date pentru a semnala fiecărui om când trebuie să se hrănească. Tocmai acest moment va fi cel mai prielnic fiecăruia. O propoziție scurtă: apa simte și reacționează la emoția umană. Această propoziție mi s-a părut că vine ca o confirmare a studiilor lui Masaru Emoto cu privire la apă, atunci când i-a trimis iubire și recunoștință infinită. Apa a reacționat cel mai armonios. Da. Un alt aspect interesant. Anastasia, tu vorbești cu Dumnezeu, îi ceri vreodată ceva pentru tine? Ce aș putea să-i cer? Răspunde Anastasia. Că mi-a fost dat așa de mult, trebuie doar să-i mulțumesc și să-l ajut. Svetlana Lungu, informațiile din cărțile lui Megre sunt interesante, însă după ce a fost deschis un dosar în Rusia și domnul Megre a participat într-un proces judiciar în legătură cu cărțile lui, chiar el a recunoscut că cărțile lui sunt artistice și Anastasia este un personaj inexistent creat de el. Ok, interesant, nu știam acest aspect. Să mergem mai departe. Așadar, înseamnă că tu te concentrezi, vizualizezi și îți reușește ceea ce ai dorit, cam așa. Și îți reușește de fiecare dată când visezi, chiar dacă nu este vorba despre o vindecare, întotdeauna. Dacă visul nu este abstract, visul trebuie să fie detaliat, în cele mai mărunte particularități și nu trebuie să contravină legilor existenței spirituale. Cu acest citat o să închei
seria de citate pe care le-am ales din carte. Apropo de observația ta, Svetlana, de multe ori când vine vorba de cărți de spiritualitate, și în principal de spiritualitate, am observat că intervin chestiuni de genul acesta. Cum ai amintit-o tu pe aceasta? Din punctul meu de vedere, important este mesajul de fiecare dată și nu neapărat autenticitatea, da, din punct de vedere a rațiunii noastre, a mesajului în sine. Adică, din punctul meu de vedere, este irelevant dacă Anastasia există sau nu, atât timp cât ideile pe care mi le iau din carte mă pot ajuta cu ceva în viața de zi cu zi. Și acum o să vă spun acea experiență interesantă pe care am avut-o eu în timp ce parcurgeam cartea, experiență pe care mi-aș susține-o și dacă aș fi pus în fața unei mărturii, așa cum a fost pus domnul Megre, cum spune Svetlana. Și anume, în momentul în care am ajuns la pagina 18, desigur, tu poți să mă crezi sau să nu mă crezi, da, referitor la ce urmează să-ți spun, să simt că este datoria mea să îți comunic acest aspect. În momentul în care am ajuns la pagina 18 din carte, când am terminat-o de citit, când să trec la pagina cealaltă, în mintea mea am început să văd niște imagini. Și am văzut aceste imagini preț de un minut, două, s-au derulat în mintea mea asemeni unui film și aceste imagini au fost însoțite de informația conform căreia ceea ce văd urmează să citesc în carte. A fost o senzație ciudată și pentru mine, da? Deci recunosc asta. Următoarele pagini de după pagina 18, fiecare cuvânt pe care îl citeam, fiecare propoziție era însoțit de senzația de deja vu. Da, poate ai avut și tu deja vu la un moment dat în viața asta. Ei bine, eu am avut o senzație de deja vu după pagina 18, care s-a menținut vreo câteva minute. A fost ciudat. Și ceea ce pe mine personal nu m-a mai surprins deloc a fost faptul că acele imagini pe care le-am văzut în mintea mea în momentul în care am terminat de citit pagina 18, le-am regăsit în carte fiind răsfirate peste tot. Pe aici, pe acolo, apăreau descrise în cuvinte exact imaginile pe care le văzusem fără să intenționez asta după ce am terminat de citit pagina 18. Eu personal încă nu înțeleg complet fenomenul, poate mă ajut tu să-l înțeleg, însă este clar că eu de această carte nu mai auzisem până să pun mâna pe volum. De fapt, la începutul acestei săptămâni, cred că nu eram conștient că există această carte. Astăzi m-am hotărât să citesc primul volum și ți-am spus ce am experimentat. A fost extrem de interesant pentru mine și am simțit că este de datoria mea să împărtășesc acest aspect și cu tine. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine din nou și în ziua 16-a a acestei provocări de 30 de zile. Ne revedem mâine cu un nou live și cu o nouă carte. O seară armonioasă. Pa, pa!